Bună ziua, dragii mei! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi vă propun două aplicații de construcții geometrice ce au la bază folosirea noțiunii de paralelism. Și pentru că activitatea pe care vă propun astăzi are la bază folosirea celor două instrumente, adică a riglei și a compasului, mă simt obligată să vă dau câteva detalii legate de cele două instrumente. Astfel, rigla, pe care de cele mai multe ori o numim linie, este un instrument folosit în geometrie, în desenul tehnic și în construcții pentru a măsura distanțe, de regulă, distanțe mici, sau pentru a trasa linii drepte. Se pare că rigla este folosită încă din secolul I, atunci când dulgherii o foloseau ca sub forma unei coarte, înmuiate în praf colorat, întinsă între două puncte. Cel de-al doilea instrument, compasul, este de asemenea un instrument folosit în desenul tehnic pentru trasarea cercurilor sau arcilor de cerc sau pentru măsurarea lungimilor, de regulă în cazul hărților. Pentru astăzi v-am pregătit și o legendă legată de compas. Conform legendei din mitologia greacă, prezentată de poetul roman Ovidiu în Metamorfoze, compasul a fost inventat de Perdix, acesta fiind un nepot al renumitului arhitect Dedal. Invidios pe nepotul său, acesta ar fi provocat căderea acestuia în gol de pe schela unei construcții ce era dedicată zeiței Minerva. Zeița, fiind mărinimoasă, l-ar fi transformat pe acesta în potârniche. Existența compasului a influențat dezvoltarea geometriei în antichitate. De altfel, geometria greacă a evoluat bazată exclusiv pe construcții cu rigla și compasul și a influențat dezvoltarea ingineriei. La finalul secolului al XVII-lea, compasul a devenit un simbol al constructorilor. Asemuit cu litera A, el este considerat de unele societăți un simbol al tuturor începuturilor. Utilizat împreună cu alte instrumente, simbolizează judecata. O primă aplicație pe care vă propun este cum putem măsura unghiul dintre două drepte, A și B, de exemplu, care reprezintă dreptele suport a două muchii ale unei construcții, așa cum sunt cele marcate cu roșu în imaginea de mai jos. Și le puteți vedea că ele sunt marcate cu roșu. Dacă ar fi să transpunem acest lucru pe foaia de caiet, am desena două drepte A și B, pentru care nu avem identificat punctul de intersecție al lor. Așadar, ne propunem să determinăm unghiul a două drepte pentru care nu cunoaștem punctul de intersecție. Cu alte cuvinte, ceea ce ați văzut anterior, figurat pe acoperișul casei, am preluat într-un desen, așa cum îl facem noi pe caietul de matematică. Pentru acest lucru, aș vrea să vă reamintesc că două drepte paralele intersectate de o secantă determină perechi de unghiuri, alterne interne, alterne externe, respectiv corespondente congruente. În situația noastră, vorbim de unghiuri corespondente, așa cum aveți figurat în figură, perechi de unghiuri corespondente congruente. Pentru aceasta vom proceda în felul următor. Pe dreapta A vom alege punctul M, iar prin punctul M vom trasa o paralelă la dreapta B. Astfel, unghiul dintre A și B are aceeași măsură cu unghiul pe care îl formează dreapta A și paralela marcată de noi cu roșu. Aplicația următoare pe care vă propun are la bază de asemenea noțiuni legate de paralelism și, totodată, de folosirea riglei și compasului. Astfel îl propun să vedem cum putem trasa dreapta suport a bisectoarei unghiului format de două drepte a căror punct de intersecție nu este accesibil. Prin punct de intersecție neaccesibil, înțeleg un punct pe care nu-l vizualizăm. De exemplu, putem avea două drepte desenate pe o foaie și care, din anumite motive, a fost deteriorată, astfel încât nu putem vizualiza
punctul de intersecție a celor două drepte. Consider că este necesar să ne aducem aminte și modul de construcție a bisectoarei unui unghi, folosind rigla și compasul. Așadar, desenăm mai întâi un unghi. Fixăm vârful ascuțit al compasului în vârful A și trasăm un arc de cerc care intersectează laturile unghiului în punctele C, respectiv D. Cu aceeași deschidere în compas, fixăm vârful compasului de această dată în punctul C și trasăm un arc în interiorul unghiului. Același lucru facem fixând compasul în punctul D și trasând un arc ce intersectează arcul trasat anterior într-un punct notat de noi cu E. Dacă unim A cu E, trasăm bisectoarea unghiului desenat inițial. Pentru a ne verifica, vom măsura cu ajutorul raportorului măsura unghiului DAE, respectiv BAE. Vom constata că cele două unghiuri au măsura egală cu 29,7 grade. Și acum, după ce am reamintit modul în care construim bisectoarea unui unghi, revenim la problema pe care v-am propus-o, și anume, cum construim dreapta suport a bisectoarei unghiului format de două drepte a căror punct de intersecție nu este accesibil. Prin punct de intersecție care nu este accesibil, înțelegem un punct care nu poate fi vizualizat, adică exact așa cum aveți figurat mai jos, cele două drepte pentru care nu vizualizați punctul de intersecție. Pentru aceasta vom proceda în felul următor. În interiorul unghiului format de dreptele A și B, fixăm punctul E, prin care construim dreptele E paralelă cu A, respectiv F paralelă cu B, astfel încât perechile de drepte paralele să fie la aceeași distanță față de dreapta la care s-a construit paralela. Astfel, am obținut că unghiul dintre dreptele E și F are aceeași măsură cu unghiul dintre dreptele A și B. Astfel încât, după ce construim bisectoarea dintre dreptele E și F, obținem de altfel dreapta suport pentru bisectoarea unghiului dintre A și B. Cu speranța că cele două aplicații pe care astăzi vi le-am propus vă sunt de folos, vă doresc mult succes! Bună ziua!